Rusia pământ românesc. Mhm. Uh -huh. Ia explicați-ne, vă rog. Deci, logica acestui mesaj, Rusia pământ românesc, este următoarea. Rușii susțin ce aici spune Putin. Putin spune că dacă, dacă există cetățeni ruși undeva, înseamnă că ei pot să ducă acolo să facă război să și ei înapoi oamenii tot cu pământurile celui stat. Deci dacă sunt ruși în Ucraina, ocupăm Ucraina. Dacă sunt ruși în Moldova, înseamnă că putem lua Moldova. Cam asta e logica. Mm. Sub pretextul că ei șapără cetățenii, pot invada alte state. Acum, vnimanie vă prost, cum se spune, atenție, întrebare. Moldovenii sau românii basarabeni au fost deportați în Siberia. Da. da. Noi acolo am populat pădurile siberiene. Da, nu înseamnă da. că avem dreptul să pretindem la cele pământuri. După aceea și logică bolnavă. Și mie îmi face, mă amuză cu cât hal, cu cât îi la gură, sar la mine susținătorii lui Putin. Eu nu fac nimic altceva decât să-i prezint exact mesajul lui Putin, doar partea opusă. Și le demonstrez că au dubli standarde.